Salutare prieteni! În acest video mă gândeam să fac ceva diferit și să vă spun din experiența mea și din ceea ce am observat cum ar trebui noi să ne alegem exercițiile atunci când ne creăm un program de antrenament și de ce anume ar trebui să ținem cont. Ei bine, atunci când îți creezi un program de antrenament și ți împarți antrenamentul pe grupe musculare, te vei gândi, ok, cum ar trebui să-mi aleg și exercițiile în funcție de fiecare grupă musculară. E bine, în acest video vreau să-ți explic exact din experiența mea tot ce am observat că funcționează și că ar trebui să ți cont și o să-ți explic exact fiecare factor în parte de care ai nevoie să, să ai în vedere aceste lucruri pentru a putea să faci un program de antrenament mult mai bine construit, mult mai bine dezvoltat și bineînțeles să vezi rezultate mult mai rapid, să fii mult mai eficient și să crezi un corp bine dezvoltat muscular, un corp simetric, un corp de care să fii mândru. Și sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le știi și să ții cont. Iar primul lucru de care a trebuit să ții cont este anatomia mușchiului. Pentru că fiecare grupă musculară are mai multe capete, este construită din mai multe capete musculare. Așa că Ceea ce noi trebuie să facem este să alegem exercițiile pentru a putea pune accentul pe fiecare parte sau pe fiecare capăt al mușchiului, pentru a putea să-l antrenăm din fiecare unghi, din fiecare poziție și să-l dezvoltăm la maximum acea grupă musculară. Ca și exemplu, ca să înțelegi și mai clar la ce mă refer, să spunem pieptul. Ei bine, pieptul este împărțit în două părți, și anume capul clavicular sau partea superioară și capul sternal. Acesta se împarte în două părți, partea medială și partea inferioară. Toate exercițiile pentru piept activează ambele capete ale pieptului, dar unele exerciții pun accent mai mult pe un cap sau pe altul. Așa că, atunci când alegem exercițiile, trebuie să știm anatomia corpului, anatomia mușchilor pentru a putea face alegerile corecte. Am făcut o grămadă de clipuri pe YouTube care sunt cele mai bune exerciții pentru fiecare grupă musculară bazate pe studii. Poți să te uiți pe cele clipuri, să vezi exact ce spun studiile, poți să încerci alte tipuri de, de exerciții, dar tot timpul este bine să ții cont de fiecare capăt al mușchiului și să încerci ca mușchiul să lucrezi din toate pozițiile posibile, din mai multe unghiuri, pentru a stimula și pentru a avea cele mai bune rezultate. Acum, un alt aspect de care trebuie să ții cont este tipul exercițiilor, și anume acele de izolare sau compuse, aparate sau greutăți libere. Aici, bineînțeles, depinde foarte mult și de nivelul tău de experiență, pentru că dacă ești începător, atunci nu ți recomand să te complici. Alege doar câteva exerciții de bază, exerciții solide, care să-ți dezvolte fundația ta ca și sportiv, după care vei putea să adaugi anumite exerciții de izolare, să încerci mai multe tipuri de, de exerciții tehnici și așa mai departe. Dar dacă ești intermediar, aici te poți juca. Poți să jonglezi, poți să încerci anumite tipuri de exerciții, să încerci din mai multe unghiuri posibile ca să vezi exact ce funcționează pentru tine mai bine și ce nu. Poți să te joci, poți să încerci, dar atunci când alegi anumite tipuri de exerciții, ține -te de ele cel puțin o lună pentru a vedea exact cum funcționează pentru tine, cum este pentru tine, ce rezultate ai avut, cum ai evoluat la acel exercițiu pentru a-ți face o idee cât mai clară despre acel exercițiu, dacă este bun pentru tine, îți place, cum, cum lucrează pentru tine, cum ai evoluat și așa mai departe. Pentru că cu toții suntem diferiți și eu pot să-ți recomand anumite exerciții care pentru mine funcționează foarte bine, dar pentru tine să nu fie la fel. Așa că de aia îți recomand să încerci tot timpul atunci când alegi anumite exerciții să ții cont și de grupa musculară și să ții cont să fie cât mai variată mișcarea ca să poți să antrenezi mușcul din mai multe unghiuri posibile și bineînțeles să ai în vedere că e nevoie de timp pentru a vedea cum e acel exercițiu, cum funcționează pentru tine și e nevoie să fii perseverent. Și ultimul lucru de care a trebuit să-ți cont este alegerea exercițiilor să-ți fie pe placul tău. Să-ți placă ceea ce faci, pentru că dacă faci anumite exerciții doar pentru că anumite persoane au spus să le faci sau pentru că vezi pe alții că le fac, dar ție nu-ți plac acele exerciții, crede că nu este sustenabil, nu le vei putea face pe termen lung. Așa că e nevoie să-ți alegi exercițiile eficiente pentru tine, exercițiile care îți plac, ție foarte mult să le execuți. Nu are import, atât de mare importanță dacă este un exercițiu de bază sau un exercițiu de izolare, atâta timp cât tu progresezi la acele exerciții, avansezi, tragi tare și îți place să le execuți, acel exercițiu. Credem că te va ajuta enorm de mult să continui, să, să mergi la sală, să execuți și să îți depășești limitele, pentru că despre asta este vorba, să ne placă ceea ce facem. Pentru că dacă nu ne place ceea ce facem, nu ne vom putea ține pe termen lung. Indiferent că este vorba de antrenament, de nutriție, de alimentație, de suplimente, nu are importanță. Ideea din spate este că trebuie să ne placă ceea ce facem. Pentru că de asta ne-am apucat să facem sport, de asta ne-am apucat să facem sală, pentru noi, nu pentru altcineva. Așa că nouă trebuie să ne facă plăcere, doar așa vom putea să ne ținem de treabă, să evoluăm și să ajungem la cea mai bună versiunea noastră. Iar la final trebuie să ținem cont de anatomia mușchilor pentru a ști exact cum să alegem exercițiile în funcție de fiecare capăt al mușchilor, în funcție de cum este mușul construit, de tipul exercițiilor, fie că este izolat sau de bază, și bineînțeles să ținem cont de preferințe, de ceea ce ne place nouă. Asta a fost tot. Îți mulțumesc foarte mult că ai rămas până la final și ne vedem la următorul video. Sper că acest video te-a ajutat. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal pentru că am pregătit clipuri interesante pe viitor.